Acum. Este posibil ca patele meu să fie foarte masiv și foarte dur, da? Și chiar în această poziție să fie greu de aruncat, da? Deci, în această situație se simulează o a doua lovitură cu genunchiul din spate, dacă de față. Da? Vedeți? Singur se reduce. Însă cu mare atenție, pentru că și posibilitatea unei lovituri are este foarte mare. Da? Deci o să facem din nou foarte încet. Da? Da? Și... Deci lovitura, pe lovitură înaintez, da? Piciorul meu este cel care își face, loc, da? Da? Deci uite, da? Lasă cum a sărit, pentru că s-a ferit de lovitură. Da? Încă o dată, totuși, așa, care nu are preferințe speciale pe o parte sau pe cealaltă, da? Dar dacă ne gândim foarte bine, da? O să vedem că forma aihami este preferențială. De ce este preferențială? Da? Deci, aihami, ca tatătorie aihami. Da? Da? El vine la mână, da? Catate tori gyaku hanmi, da? Da? Mă obligă să fac o întoarcere la mișcare, da? Dar diferențele sunt minore și nu sunt, mă rog, nu sunt importante. Nu trebuie să le luăm ca principii. Deci, primul atac, catate tori ai hami, da? Încerc, da? 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 Sau blocat aici. Da? Deci este schimbarea mâinii, da? Energia mea. Ca să pot folosi cât mai mult din energia mea, trebuie să folosesc mai mult din energia lui. Ca să pot folosi cât mai mult din energia lui, el trebuie să fie în așa fel condus, da? Și coordonat de mine, da? Și mișcat de chiul meu, încât să-mi cedeze cât doresc eu din energia lui. Asta este important. Deci, dacă între mine și el legătura este slabă, este moale, eu nu am cum să-i transmit acest lucru, da? Da? Deci uitați aici, da? Aici mie vreau să se sunt noi, da? Există posibilități mari de mișcare și ale unui așa de altul, da? Aici, dacă vreau să vin, e foarte mare de mine și îmi dă și un pumn între ochi, da? Nici nu pot să-i... E dată între noi trebuie să fie clară, da? Uite, da? Aici! Da? Brațul întins. Da? 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 Întins brațul, da? Trebuie să fie smuls. Sau chiar dacă nu-l smulg, da? Da? Mișcarea trebuie să fie, da? Uite. Controlat tot timpul, să nu poate face nicio mișcare, să-mi cedeze cât mai mult din energia lui. Da? Deci va trebui să-l, da? Hai! Acum am schimbat. Da? Deci este o diferență între această formă. Da? 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 Între această formă, da?
să nu mai zic că se poate face și așa. Da? Sau se poate face așa, da? Da, deci... Cutaie să bagi. Cutaie să bagi. Da? Cu tehnică de încheietură, da? Vă rog, toate trei forme. Este o formă directă, da? 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 Stai să bagi, da? Deci, totul depinde de ce, pe cine am în față. Da? Da? N-am reușit. Cotega aici și am schimbat de mine, da? Pentru că este foarte important acum de văzut că o priză greșită de cote gaieșii este o priză ușoară de unde o saie sau de cote chinerii, da? Da? Sau de cote mauașii. E foarte important de văzut chestia asta. Da? Deci, greșită, da? Uite. Control? Absolut. Da? Da? Încercați această sesizare. Hai. Deci, fără să mă asigur cu a doua mână. Pentru că acum am dă un cot în față. Nu, nu, cu cotul ăsta, da? A terminat. Da? Deci va trebui totdeauna să mă asigur cu a doua mână, da? Și de aici am zis că după aceea să fac cote hinele, dacă doresc, da? Da? Sau cote mauași, da? Sau de osare, da? Nici o problemă. Ba. Ca date tori ghea cu hanmi, da? Da? Asta este o formă. Da? Da? Ați văzut că mâna lui vine automat, da? 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 Încă o dată o mai fac. Da? Încerc, da? Da? Și asta este o formă. A doua formă. Da? Da? Încă o dată, da? Una, da? Da? A treia formă. Da? Catate, riote tori, da? Riote tori.
pretorii. Da? De pe loc, pretorii, da? Da? Tot timpul se controla copa, să văd, da? Munitorii. Showman Tsuki. Mâna aceasta. Munitorii. Showman Tsuki. Yoko Meruchi. Șomenuci. Dar pentru că nu s-a putut face așa. Ușilor, eu de tot. Ușilor, eu de tot. Continuă. Două. O altă formă, da? Mă duc în partea asta, da? O altă formă, da? Deci. Da? Este cala... Cala Aihamu, da? Da? Deci. Degajarea pe partea cealaltă. Da?
făcută cu mâinile, da? Contraprocedeu eliminat. Da? Nu uitați totdeauna că un contraprocedeu se bazează pe execuția proastă a unui procedeu. E foarte important să nu uitați acest lucru. Eu pot aplica un contraprocedeu, deci un alt procedeu de Aikido, unui procedeu care mi se face în urma unui atac pe care îl execut, dacă procedeul care mi se face are slăbiciuni. Și eu o sesizez repede, aceste slăbiciuni, da? Și montez imediat contraprocedeul potrivit acestei stări de slăbiciuni. Da? Deci, voi face un atac Shomentsuki, el va face un Kotegaeshi, la care voi răspunde cu un eliminare. Foarte încet ca treaba să se facă, da? Deci, 1, da? Slăbiciuni pe procedei făcute prost, da? Nu foarte prost, dar făcute cu oarecare defect. Același atac, și-o mai spun eu, da? Încerc ca să vedem ce se întâmplă, da? Am intrat, da? Dar nu numai unde o să ai. Deci pot face o bază de lucru, da? O luăm, da? Pot luăm. Hai pe nachi. Da? Uite-i unde pot. Ați văzut de mâine momentul, da? Momentul este că ai un control cu o mână asupra mâinii mele, o slăbește ca să continui cu a doua. Acela e momentul. 1, da? Uite.
Ia să facem foarte ușor ca să puteți vedea exact mișcările. Să vedeți ce înseamnă copiul hot, da? Copiul hot, ca exerciții de respirație, noi să-l vom folosi acest principiu la făcând un procedeu care se numește copiul nac. Copiul nac e folosit principiul copiul hot. A face respirație, a face actul respirator. A inspira, a expira, da? 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 Am făcut aceste mișcări pentru că ele se vor regăsi în procedură. Dacă v-aș arăta din afară cum face plumii, ca date, Tori, hai, Hami. Mai încet, da? Deci... Hai să mai încercăm o altă. Ia-mi, dragi. Deci, ca tate, eu te tori, da? Deci, 1! Da? Nu este doar o trecere, da? Nu este acest lucru, chiar ceva. Chiar ceva, da? Este... Da? Chiar ca armii. Da? Deci... și explozia chiului meu prin expirație, aceste două mișcări, aceste două părți componente ale procedeului, reprezintă actul respirator. Inspirația și expirația. Da? Deci nu pot să inspir și să expir. Nu se poate. Da? Deci inspir, expir, arunc, da? Expirația este o explozie. Efortul meu maxim este pe expirație. Asta se folosește în copiul nac. Și una din formele cu care sunteți obișnuiți, da? Dar n-ați făcut-o ca atare, ca copiul nac, ci doar ca exercițiu de armonizare cu partenerul, este copiul nac din riotetori, da? Deci, uno. Nu? Da? Da?
respir? Respir. Și cu asta se termină. Hai! Trecem într-un mod special, față de celelalte antrenamente. Ziua de astăzi este un antrenament, este tot un antrenament de Aikido, dar cu oarecare deosebire, în sensul că din câteva acțiuni ale noastre vom marca faptul că este însătătate. Deci programul acestui antrenament este următorul. Prima parte a antrenamentului este un antrenament propriu zis mai scurt, să nu răcim. A doua parte a antrenamentului vor fi manifestări ale unul dintre noi, da? Care doresc să arate că se bucură de această zi, prezentând sau arătând ceea ce știu ei mai bine decât noi, da? Sau ceea ce li se pare lor că este important ca un dar pentru această sărbătoare. În partea a treia a antrenamentului va fi un moment festiv, aș spune chiar un moment special, pentru că am plăcerea să anunț că am obținut recunoașterea internațională a două persoane, da? A doi instructori de la noi. Ocazie cu care astăzi ne mânăm aceste acte, aceste recunoaștere, este un semn al faptului că Aikido-ul românesc este cunoscut și prețuit la adevărata sa valoare. Sigur, urmează în perioada următoare, pentru că între noi și aceste organizații există o convenție, urmează atribuirea acestor brevete, pentru că este vorba despre un brevet de profesor al Federației Franceze de Aikido Tradițional și altor instructori, deci altor aikidoka universitate vechi în Tatami, da? Care pentru Aikido românesc au făcut mai mult decât alții. Sigur că această atestare este în primul rând un semn de politețe a Aikido-ului francez, în al doilea rând este o atestare a valorii Aikido-ului românesc, dar în al treilea rând și nu în cel din urmă trebuie spus că este o concluzie, un rezultat al acțiunii de colaborare a Uniunii Românei de Aikido cu organizațiile de Aikido din străinătate.
foarte bine, că nimeni nu ne cunoaște dacă nu arătăm cine sunt. Cu acest moment festiv, da? Va mai conține și, zicem, o premiere simbolică a câtorva mai meritoși, pentru că, după părerea mea, toți sunteți sunt meritoși, pentru că dacă v-a aflat aici. În loc să vă aflați la film sau în altă. Vă stați comod până începem, ca să nu vă... Azi e o sărbătoare de resechiune nimic. Al patrulea moment al acestui antrenament, ultimul și probabil că cel mai plăcut, este momentul în care ne vom felicita, în care vom elibera de regulile dojo-ului, da? Vom schimba impresii și ne vom ura unii altora mulțea. Cu ajutorul vostru o să încercăm ca acest program să fie realizat fără să-l depășim, pentru că prezența noastră aici este limitată de niște ore. Cine dorește să facă fotografie este liber să o facă. Cine vrea să filmeze, poate să filmeze. Această zi este, nu este o fel de zi secretă. Este ziua în care noi ne bucurăm și toată lumea trebuie, poate și trebuie să vadă acest. Hai! De altfel mai trebuie să facă repede, să mergem la Tuncea, la Brăila, la Tuncea, la Tuncea, la Tuncea. Când sunt de asemenea lucruri mari de oameni care s-au mic acolo, și am nevoie de acolo. Acesta este motivul pentru care am hotărât ca toți cei care au centură de astea și doresc să fie instructori în sensul că să facă această activitate. Deci suntem foarte mulți, foarte mult solicitați în condiție. Am apăta grade de instructori la centură verde plus și care, în activitatea de instructori, doresc că pot instrui ca de un fapt neobișnuit. Pentru că instructorii vor învață la cetăra în Maroc, dar este mai important dezvoltarea tuturor decât respectarea unor reguli care funcționează atât de la instructorii este deja bine. Bun. Deci aș vrea să facem această mișcare, până la picare, da? O centură, da? Mai ar trebui dezechilibrat, pentru că, în mod normal, dacă îl pui puternic, se poate ridica, da? Da? Și ca să nu se întâmple acest lucru, îl dezechilibrezi. Uite, da? E obligat să pună mâna jos, da? Acum continui mișcarea și am pus și eu un genunchi jos lângă el, da? Al doilea braț, da? Și... Da? E blocat. Dar trebuie să fie blocat. Da? Trebuie să fie blocat, poate, da. Deci dacă i-aș bloca brațul așa, da? Da? Acum ar poate mișca capul, da? Deci trebuie blocat brațul cu pietul în jos, da? Și apăsat, da? Aici, da? Și acum continui blocat, da? Ca să mă ridic. Îmi pregătesc o lovitură, dacă e nevoie să lovesc în momentul în care se ridică, da? Nu e nevoie, în camaie. Dar tot timpul în camaie și echilibrat. Da? Iată, am mise. Tuchii se poate face, nu? Am văzut mai multe forme la Tuchii. Vă arăt și această formă. Da? Încă o dată. Dar tot timpul trebuie să-l dezechilibrezi. Dar șomeriuții, da? Afară, scoate. Încă o dată. Da? Așa mi-am din nou, da?
pomenuții. Este foarte important la ecomenuții, prinderea nu se face de poane, ci de degete. Da? Ca și la diagoană. Da? Încă un minut, uite o tare. Hai, Hamdi. Cantate tolii Giacu Hamdi. Da? Sau această formă. Cantate Riose tolii. Riose tolii. Shomen Tsuki. Shomen Uchi. Ryokomen Uchi. Ushio Ryose Tori. Fiecare cât poate. Ce sunt de colorat, ce sunt iar să mai încearcă să-și le vină, da? Inspir, rotii. Bun. Pe timpul de culoare pot încerca. Tirați 5 anaghi, ca așa de fapt. Deci este momentul în care se pot face demonstrații sau alte lucruri, fiecare dacă ca... Fiecare are importanță. Importanță este... Important. Eu nu vreau să-i fac foarte mult. Acum e un mod clasic. Deci, cum se poate un mod clasic?
Republica lui Eten, care desează prin nume contractului lui Dumnezeu la infinit, da? Și asta nici asta nu merge totdeauna, dar este o chestie care merge întotdeauna. Acum nu-i bagam să mă concentrez în genul acesta, ci cât sunt concentrez că ai un putere acțional lui, și un pic de tipă. Să ce este vorba? Deci este vorba cu simplu infinit.